Programul RABLA a început pe 9 aprilie cu o serie de modificări față de anii anteriori. Dacă în 2013 puteai folosi 3 vouchere, iar mașina trebuia să aibă minim 10 ani, acum documentele de călătorie sunt electronice, poți folosi doar unul, iar vehiculul nu poate să aibă mai mult de 8 ani. Cei care doresc o mașină nouă și vor să scape de cea veche se vor prezenta cu actele RABLA la un dealer autorizat. În momentul în care verificăm documentele și totul este în regulă, iar clientul și-a ales mașina pe care vrea să o cumpere, da? se introduc anumite date, de fapt toate datele în sistem, într un sistem de la administrația fondului de mediu, da? într un sistem uh, al lor, da, special, uh, la care fiecare dealer are un cont și un uh, o parolă de utilizator. Introducem datele, dacă toate datele sunt în regulă, în maxim într o perioadă de maxim 5 zile, cei de la administrația fondului de mediu ne dau un verde continuare, proprietarul tichetului trebuie să se prezinte la un colector autorizat care poate fi desemnat de dealer și care îi va elibera certificatul de distrugere. La noi se vine tot cu aceleași documente care se duce la dealer, numai că această dată se va veni în copii. Se verifică Realitatea de în documente cu cea după autoturism și eliberându-se acest certificat de distrugere. Cu certificatul de distrugere, proprietarul se va duce la poliție, unde îi se va aradia mașina și îi se va elibera un certificat în acest sens. Se va întoarce cu actele legalizate la dealerul auto, va completa suma și va putea intra în posesia noului vehicul. Distribuirea tichetelor din programul RAPLA nu se va mai face în funcție de vechimea parcului auto din fiecare județ, ca în anii trecuți și după cerere.